Apropo, despre marketing și branduri, unul dintre brandurile pe care eu le urmăresc cu mult interes, apropo de toate campaniile și reclamele, este Mastercard, pentru că mi se pare că fac lucruri foarte, foarte interesante. Așa că mă bucur să o avem astăzi alături de noi pe Raluca Nicolaescu, Head of Marketing Mastercard România. Bun venit, Raluca! Bine v-am găsit și mulțumesc foarte mult pentru invitație. Înainte să trec direct la subiect, voiam să vă zic așa, nu că ne bucurăm să acceptăm invitația voastră, cred că noi începem să vă bombardăm, să nu renunțați să ne invitați și să faceți conferințe, că ne e foarte, foarte drag să venim aici, să ne vedem, să schimbăm energie și să vă povestim din ceea ce mai facem. Iar eu nu mă simt așa ca la conferință și la prezentare, mie mi se pare că prin ceea ce fac eu și echipa mea la Mastercard merită să împărtășim cu prietenii noștri și cu cei care ne urmăresc și cam așa este structurată și prezentarea pe care v-am pregătit-o pentru astăzi. Respectiv, o să vă vorbesc despre un proiect extrem de nou lansat la cald și de ce am ales să vă vorbesc despre acesta astăzi o să descoperiți în slide-urile ce urmează. Așa cum se intitulează prezentarea mea, să știți că n-are acest headline doar ca să sune așa foarte, foarte bine și foarte vizionar, respectiv despre new journey și new destinations, ci practic despre asta o să vorbească și despre ce canal și ce nevoi am identificat noi ca fiind foarte potrivite pentru o nouă destinație de atins de către mine și colegii mei. În foarte puține cuvinte vreau să vă spun despre Mastercard, cine suntem noi și ce facem aici, cu ce ne ocupăm. Sunt convinsă că deja știți, dar doar așa, într-o propoziție. Suntem o companie de tehnologie care activăm la nivel global, regional și local. Ne ocupăm în special de operațiunile de plăți electronice și de-a lungul timpului ne-am focusat din ce în ce mai tare să identificăm nevoi specifice țărilor în care activăm eu și colegii mei și să venim cu soluții pentru a adresa aceste nevoi. Practic, pentru anul 2021, lucrurile nu sunt foarte diferite față de 2020, când ne-a lovit acest prieten COVID-19 și ne-am trezit cu pandemia la ușă, în sensul în care și anul acesta e clar că nu mai vorbim neapărat de planuri făcute din spate pentru termen lung și așa mai departe, ci încercăm mai degrabă să fim și mai prezenți și mai vigilenți, să vedem ce se întâmplă, ce nevoi au apărut și cum putem să venim și să adresăm aceste nevoi. Practic, aceasta este strategia, dacă pot să zic așa, și pentru 2021, în sensul în care din aproape în aproape încercăm să rămânem relevanți și foarte, foarte de actualitate. Proiectul despre care am ales să vă vorbesc astăzi este unul foarte local și foarte caracteristic pentru România și pentru felul în care se mai desfășoară încă lucrurile la nivel național, mai ales în zonele rurale. Respectiv, o să vă vorbesc despre cum am înțeles noi că ar trebui să ne implicăm pentru a ajuta producătorii locali și a-i ajuta odată prin a le crea o infrastructură prin care să-și poată pune produsele în fața noastră mai ușor și în al doilea rând, pe lângă infrastructura respectivă, cum să comunicăm acest lucru ca să ajungă cât mai ușor la oamenii interesați de astfel de produse. Practic, de ce am ales să facem asta? Odată pentru că știm cu toții că produsele tradiționale și produsele locale sunt unele în care avem încredere, sunt produse foarte bune pe de o parte, dar pe de altă parte oamenii, știți cum este, că fiecare, nu știu,
în organizații fiecare trebuie să fie specialist pe câte o bucată de care răspunde, iar noi credem că producătorii se pricep foarte bine la a își cultiva produsele și a avea grijă de ele să ajungă în fața noastră, nu se pricep așa de bine în a le comercializa și aveau nevoie de ajutor în zona aceasta. Și practic cu asta în minte am pornit la drum în dezvoltarea proiectului pe care noi l-am intitulat Piața la drum. Cred că aici o să avem nevoie de puțin sunet. Telemeau de oaie și caș de la oile mele, făcute de mine, eu le mul, eu le fier, eu fac toată brânza originală. Bine ați venit la telemeaua lui Gheorghiță, dați cu cardul și luați cașul! Hai, da! Cum să nu? Dacă nu ia ce și eu știu să le dau și să iau banii. Nu știu cu cardul, dar mă învăț. Ea e nevastă mea? Muma, mama, soacră mea, mama soacră și tata. Așa brânză ca la geta n-o văzut toată planeta. La noi, mere și cu cardul. Sper că v-a plăcut mica noastră poveste din spatele proiectului Piața la drum. Ce pot să vă zic este că în timp ce dumneavoastră vă uitați din fața ecranului, colegii care sunt cu mine în sală aveau toți zâmbet pe față și așa, o energie pozitivă uitându-se la ceea ce am făcut acolo și până la urmă când ai parte de astfel de reacții, la fel a fost și la filmări când am pregătit proiectul, este genul acela de validare care ți arată că, ai ales să pui bine resursele în proiectul respectiv. Piața la drum, așa cum se numește proiectul nostru. Este și greu să mai vorbesc acum după ce sunt convinsă că ați înțeles din ceea ce ați văzut în materialul de prezentare. O să vă spun foarte, foarte pe scurt ce face proiectul acesta. Avem această nevoie de a ajuta la crearea infrastructurii pentru producătorii locali. Da? Ce am făcut până acum este că am început acest proiect dintr-o zonă extrem de populară din zona Sibiului.
Am inclus pentru început 10 producători, fiind parte din proiect, și prin lansarea acestui manifesto și al videoului de prezentare, am invitat orice alt producător care vrea să fie parte din acest proiect să se înscrie. Pot să vă zic că de 10 zile de când am lansat proiectul, colegii mei din cadrul asociației împreună cu care am pus bazele acestui proiect, primesc telefoane non-stop, de dimineață până seara, de la producători, de la oameni, de la alte asociații mai mici sau mai mari, care își doresc să intre și să fie parte din acest proiect, pentru că își dau seama că doar făcând împreună aceste lucruri, creând infrastructură, arătând oamenilor unde se găsesc produsele respective, semnalizând acest lucru și așa mai departe, doar așa produsele lor pot să ajungă aproape de oameni. Ce am făcut cu producătorii aceștia? Pentru că, așa cum vă imaginați, pentru o persoană neobișnuită să lucreze cu POS, cu mediul digital și așa mai departe, pe lângă crearea efectivă a infrastructurii, este nevoie de o parte de trainuire constantă, de o echipă de oameni care să fie în permanență prezent acolo, să le explice cum trebuie să facă lucrurile, să-i încurajeze că nu este niciun bau-bau în spatele unui POS sau în spatele unui ecran digital, și practic partea cea mai care consumă cel mai mult timp acum este aceasta de a ține foarte aproape cu producătorii, cu cei deja onboardați și cu cei care urmează să fie onboardați, și de a îi ajuta să înțeleagă cum să funcționeze în acest sistem. Nu vreau să insist foarte mult aici și să vă repet care sunt avantajele unui astfel de program. V-aș spune doar atât că ce am simțit din partea producătorilor și pe de altă parte din partea consumatorilor este că într-un timp destul de scurt, respectiv într-un an și un pic de când a început pandemia și de când oamenii au început să fie foarte reticenți la lucra cu numerarea, pune mâna pe bancnote și așa mai departe, am reușit să integrăm și astfel de organizații și astfel de persoane să devină parte din acest nouă direcție creată, respectiv aceea de a plăti cu cardul, de a te simți în siguranță și de a nu mai fi nevoie să manipulezi numerar. Așa, acum cred că mi s-a blocat puțin pointerul. Gata. Se blocase fix la slide-ul cel mai important, respectiv acela prin care voiam să vă mulțumesc foarte mult, în primul rând că m-ați invitat aici, în al doilea rând că mi-ați dat ocazia să împărtășesc cu dumneavoastră ce am reușit noi să facem prin acest proiect. Și în al treilea rând să vă spun că aștept cu mare drag să ne revedem și să povestim de multe alte proiecte pe care le avem în plan. Mulțumesc foarte mult! O zi bună tuturor!